Rol este un demers pedagogic în vederea înțelegerii textelor scrise. ACT, Atelier de Compréhension du Texte, în limba română Atelier de Înțelegere a Textului, nu reprezintă o activitate didactică în care se oferă explicații pe baza textului, ci un sprijin acordat elevului care în fața unui text scris va putea dobândi capacități de argumentare a noțiunilor citite. Textele suport pe care elevii în grupuri de 8-10 elevi vor lucra pot fi narrative, de exemplu povești, fabule, basme, explicative, un articol, o fișă tehnică, sau informative, o rețetă de bucătărie sau un ghid turistic, pentru a sprijini formarea competențelor specifice din programa școlar. Prima etapă a atelierului de înțelegere a textului durează aproximativ 5 minute, dar în funcție de lungimea textului, această durată poate fi prelungită. Textul este distribuit elevilor, aceștia îl citesc în gând, iar dacă elevii nu știu să citească, profesorul va citi cu voce tare. În faza a doua a atelierului, elevii exprimă ceea ce au înțeles din text, respectând un demers ritualizat, conform căruia profesorul notează pe tablă toate afirmațiile elevilor și clasează elementele în trei coloane. Toți de acord? Nu suntem de acord? Nu știm. Profesorul adoptă o atitudine neutră, fără să ofere un feedback răspunsurilor date de elevi. În faza a treia a atelierului, marcăm întoarcerea la text. Profesorul citește cu voce tare și cu intonație textul, apoi, pentru fiecare răspuns, elevii vor justifica ceea ce au enunțat în etapa a doua. Pe tablă, profesorul marchează ceea ce e validat de text și notează ceea ce nu este adevărat într-un demers de acord colectiv. În ultima parte a atelierului, metacogniția, profesorul invită pe elevi să se gândească la tema pe care textul a propus-o. Atelierul de înțelegere a textului se încheie și se continuă în săptămâna următoare cu atelierul de perfecționare. Sunt exerciții propuse de către cadrul didactic pentru îmbunătățirea competențelor unde elevii au întâmpinat dificultăți. Lexic, sintaxă, relația imagine-text, logica textului sau personaje.